Hei, salutare dragi prieteni! În primul rând vreau să vă zic că totul e în regulă acum, că mă bucur foarte mult că totul a revenit la normal. Înainte să priviți acest video, vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Vreau să vă anunț că am lansat cartea care m-a făcut foarte fericită, că am lansat-o și în Republica Moldova și în România. Asta m-a făcut foarte fericită. Cartea Lara, sezonul 3 Lara sub formă de carte, și asta mă face foarte fericită că am lansat-o în sfârșit și în Republica Moldova și în România. Ieri am lansat hanoracul cu căpșuni, cu poza mea cu căpșuni, care este super drăguț, hanoracul roșu, culoarea care îmi place mie foarte mult, mi-am dat seama recent că îmi place. Ne bucurăm că am reușit să lansăm cartea Lara. Apropo, dacă vreți să vă luați, eu puteți să intrați în linkul din descriere și cei din Republica Moldova, la fel, să știți că puteți să vă comandați cartea. Ok, nu vă mai rețin foarte mult. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vizionare plăcută! Vorbim la final! Hei, salutare dragi prieteni, eu sunt Ana și astăzi am revenit la un nou vlog, iar astăzi vreau să-i fac cea mai tare farță Iulianei. O să-i fac o farță ca și cum mi s-a furat contul de Instagram. Ea o să fie foarte speriată, foarte, foarte speriată. Mama este acasă, o să-i filmeze reacția. Iar eu acum plec în drum spre un om, un prieten al tatălui meu, care o să facă live pe contul Iulianei. Și asta o să fie foarte, foarte tare. Deci, abia aștept să văd ce reacție o să aibă Iuliana. Tu era timp să se panicheze, știi? Dar băiat a ajuns acolo? Nu, acum și ajungem. Mă gândesc acum dacă te intri tu la final cu el, să-i spui că a fost o farsă sau să lăsăm așa? E tot asta mă gândesc. Poate vin acasă și o văd pe Iuliana plângând sau ceva de genul. Vreau să o sperii foarte, foarte tare, ca să nu mai fac eu foarte. Că... Păi nu. Păi atunci nu apar pe live. Fără okay. Să apar pe live. Ei, prieteni, noi am ajuns. Tata este lângă mine. Acum o să, să ne întâlnim cu acel prieten al tatălui și o să începem live-ul, o să schimbăm parola de Instagram. Eu am emoții, o să intru pe contul Iuliane, o să schimb parola. Prieteni, noi deja am ajuns. Noi acum o să schimbăm parola. Băiatul o să spună că a cumpărat contul Iulianei de la un prieten din Cehia. Și vreau să văd reacția fanilor și reacția Iulianei. Reacția Iulianei vreau să văd și o să lăsă-o. Mama acum s-a dus să filmeze. Wow! Prieteni, noi deja începem. I-am schimbat deja parola Iulianei. Aici l-avem pe... Siloja. Așa, și el a să fie băiatul care i-a furat contul Iulianei, să zic așa. Ok, începem. Bine. Succes! Eu stau aici. Salutare la toți! Tu ești urâtă și grești mai frumos. Am o promoție pentru voi. Cine vrea să cumpere site-ul ăsta? Cine dă mai mulți bani? N-am mai furat-o pe Iuliana, nu o făceți greș. I-am cumpărat site-ul numai. V-am spus că i-am cumpărat site-ul de la un prieten la Cehia. Cât dai pe cont? Cine dă cel mai mult, i-l dau. Nu mai ies nici un prank, nic. E puțin. Mai mult. Eu am dat mult mai mult pe dâns. Cine e băgat în live? Cine e asta? Eu nu pot vorbi, hai! Mi-a furat contul, hai, hai! Mama! Oh my god, Ana! Nu știu, Alina, nu știu! Oh.
Mama, nu da. Pot să intru, da, mă, am cu timp, Dori. A pornit un vin. V-am spus încă o dată, Ileana e la Orhiei. Se înșepe de la 100.000 de euro în sus. V-al vând până seară. Nu mă spare de voi, nu vă temeți. Au fost contul lui Ileana, dar nu mai este. Nu mai este niciun prank nic. Rău că nu credeți. Pentru că e adevăr. A pornit clip video. Dar și greiește, tași. Dacă nu sună și nu răspunde. Poți tot te sună. De ce la tine numesc? Pus în pauză. El a pus în pauză sau tu l-ai pus în pauză? El a pus în pauză. Vorbești cu mine, Beregoi, gen, să spui că... Dar și mie, și te interesează, dar și vrei să faci cu contul ăsta, ea mi-o dau, nu ți-o dau. Ok. Știți-o. La mine merge, Ileana. Nu ai pus în mână. Ia, Ileana, nu plângi. Ia-mi de să o filmez. Ale, propuneți mai multe. Da, Cătălin. Ana. Da. Ana. Intră, dă lumea Beregoi, dă-i acceptă cererea, bag un live pe mine. Ok. Ok, acum vreau să-ți vorbească vreo minut cu mie, Beregoi, și filma Ana apare, nu? Nu, să apară Ana direct, că e disperată, Ileana, plânge tare. Da, hai. Ok, hai. Stai. Nu bagă like. Cine ești? Serioza. Dar ție nu ți-e rușine, Serioja, să-ți bați joc de muncă altora? Nu, de fie. Dar cine ești tu, Nii, să-mi furi contul? Ți-ți pare normal? Eu l-am cumpărat contul ăsta prin vapșinică, nu mă interesează. Cum tu ți l-ai cumpărat? Să-ți fie rușine, tu Nii ne l-ai furat! Eu l-am cumpărat. Tu l-ai furat. Tu erai băietul care Nii înscrie până acum, pici. Wow, Doamne, cum fata asta de tot? Ileana! Da, Luigi! Eu pe băiatul ăsta să-l urăsc. Eu să-l urăsc să-l urăsc să-l urăsc pe băiatul. Hai, gata, nu trebuie copiii să vadă că ai plâns. Prank, Ileana, prank! De fericire plângi! Ileana, zi! Hai, zi! Hai, pupă pe Ana, Ileana! Nu mă iubi, băiat, așa la să-l urmăși toată viața, mă, nu! Dar cu ce divină, băiatul? Nu, e ok! Hai, așa adevărat, Ileana, plângi. Hai, transmite salutările Cătălin.
Și, Iuliana, eu mă bucur că s-a primit această forță și că noi te-ai prins. Iată, eu nu-i divin! Nu mai vreau să vorbesc cu dânsul. Nu ți-am făcut nimic rău. Nu, nu știu, mai enervează. Dar pe Ana o iubești? Că Ana ți-a salvat contul? Nu, că nu mi l-a salvat. Tu știi cât ne-am rugat noi de el cât să facă farsa asta? Doamne ferește, eu credeam că în general nici nu vorbește în română, își vorbește în... Prieten, farsa s-a primit! Super tare! Da! Cea mai tare! Cea mai tare farsă și dură, cea mai dură farsă. Ne-a fost milă la toți de ea, nu? Da, pentru că a început să plângă și chiar e foarte trist să-ți pierzi contul tău de Instagram cu 854.000 de followers și gen cineva să ți-l fure și, Doamne, chiar m-am pus în pielea ei și chiar, Doamne ferește, mie milă de Iuliana, Iuliana îmi pare foarte rău, sper să nu mai fac și eu foarte, așa. Vin în coa. Mă duc să-l bat. Te timbiesc. Mi-a fost milă la toți de tine, știi, Iuliana? Serios, Andrei, da? Trebuie să te vezi cu persoana care ți-a furat contul de Instagram. Eu îmi cer scuze că am scris la Antica. Eu nu vinovat. Prieteni, pentru cei care n-au înțeles, asta a fost o farsă. Să nu fiți supărați sau enervați pe acest băiat. Oh my god, da, e tot ok. Așa că nu vă faceți griji, totul este ok. A fost o farsă din partea Anei, el vă salută. Salut. Nu mă bateți, vă rog. Nu, vă rog. A fost o farsă și să știți că lui a fost milă de mine, da? Da, chiar, da. Da, ați văzut? Ai vreun mesaj pentru cei care te urmăresc acum? Îmi cer scuze din partea. Da, e ok. Prieteni, dacă tot ați ajuns la final, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele, pentru că astăzi mi-ați demonstrat că sunteți o generație foarte puternică, o generație foarte susținătoare, care m-ați susținut până în ultima clipă și vreau să vă mulțumesc foarte mult. Suntem generația Z cea mai puternică și cea mai pozitivă, care nu se dă bătută niciodată, așa că vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Vreau să nu fiți supărați pe Ana, să știți că a fost o farsă care are sens, haideți să vă explic, să știți că se întâmplă foarte multe chestii de genul ăsta. Vreau să vă spun că trebuie să fiți foarte atenți, Mia e acolo, da, exact. Vreau să vă spun să fiți foarte atenți la ce link-uri accesați, la ce vă uitați și chestii de genul ăsta, ce link-uri deschideți, ce acceptați și ce nu acceptați pe acele link-uri, pentru că în ziua de astăzi sunt foarte mulți oameni de genul ăsta care vor să fure conturi, să-și bată joc de munca voastră și foarte multe fanpage-uri deja știu ce înseamnă asta să fie închis un cont sau să fie furat un cont. Așa că să știți, prieteni, că astăzi am simțit și eu emoția asta super mega nașpa, sinceră să fiu. Prin asta Ana a vrut să vă demonstreze că se întâmplă și așa gen de chestii, sunt și așa povești reale în viață. Eu nu o să mă dau bătută niciodată și o să fiu alături de voi orice s-ar întâmpla. Foarte mulți m-ați întrebat ce am simțit eu în acea clipă, când am văzut că totul s-a pierdut, să zic așa. Să știți că am fost dezamăgită că v-am pierdut pe voi. Am pierdut urmăritorii care erau alături de mine pe acel cont. Sincer, m-a dezamăgit foarte mult că v-am pierdut pe voi, generația Z, care sunteți cei mai importanți pentru mine. Cred că asta este singura chestie la care m-am gândit în acel moment, că am pierdut 800.000 de membri ai generației Z, dar știam că voi o să-mi fiți alături și totul se va rezolva și uitați-vă că totul s-a terminat cu bine și am rămas alături de voi. Sper că v-am dat o lecție prin acest video, sper că Ana v-a dat o lecție prin acest video, că trebuie să fiți atenți. Dacă v-ați întrebat unii de ce Ana nu este activă pe TikTok, pentru că s-a întâmplat o mică chestie ciudată pe TikTok-ul ei, pe contul ei de TikTok. TikTok-ul a dezactivat-o. Nu o mai lasă să posteze timp de o săptămână deloc, dar totul se va rezolva, Ana va fi alături de voi în continuare, puteți să-i dați follow pe contul ei de TikTok, Anișoara, liniuță jos, Beregoi, liniuță jos. Sper că v-a plăcut acest video, sper că nu v-a speriat foarte tare cum am speriat eu, sper că sunteți ok, dar
Cel mai mult mă bucură că a fost o farsă și că în continuare o să fiu alături de voi și o să facem lucruri minunate în continuare. Iubesc foarte mult generația Z, vă pup pe toți și pe data viitoare. Sper că ați învățat o lecție din asta. Pa!